Miodrag Belodedic, 60 de ani, a fost șocat când a aflat de moartea lui Helmut Ducadam. Doamne! Incredibil! Așa s-a întâmplat și cu Ilie Bărbulescu. Tot așa, prin telefon am aflat. Este ceva incredibil, ce pot să vă spun? L-am văzut în urmă cu vreo 2 luni, mai vorbeam cu el, știu că fusese operat. Mi-a spus că era bine, chiar dacă avea probleme. A fost la spitalul militar. Chiar așa de grav a fost casă. Încet, încet, dispărem. Vai de capul meu! Ne ducem toți, unii mai devreme, unii mai târziu, a mai spus cel poreclit Căprioara, din echipa aliniată la Sevilla, pe 7 mai 1986, și unde Ducadam a apărat 4 penaltiuri. Au plecat dintre noi Lucian Bălan și Ilie Bărbulescu. Lucian Bălan avea 56 de ani când s-a sinucis, pe 12 noiembrie 2015, după ce a ingerat un cocktail letal de medicamente și n-a mai putut fi salvat. Un lanț de probleme l-a doborât pe cel care a făcut parte din cea mai glorioasă generație a fotbalului românesc. Fostul mijlocaș se despărțise de soție, îi murise mama pe 2 noiembrie, iar el suferise un atac cerebral. Fostul fundaș stânga Ilie Bărbulescu a murit pe 2 februarie 2020. Balamic a fost găsit mort în locuința sa din Pitești, în urma unui infarct. În campania europeană încununată cu triumful din Cupa Campionilor Europeni, 0-0, 2-0 după lovituri de departajare cu FC Barcelona, Bărbulescu a evoluat în 9 din cele 9 partide disputate de militari. La Sevilla, Ilie, care a marcat un gol antologic cu Honved, ar fi tras al 5-lea penalti. El este cel care a ridicat primul trofeul Cupei Campionilor. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.